cei care au vorbit înainte vis-a-vis de cei care în această perioadă și-au schimbat calitatea politică, ei vor participa la această ședință în calitate de musafir, de invitație, sigur că da, nu e niciun fel de problemă, având în vedere că aceste ședințe sunt publice. Sunt convins că ați citit cu atenție procesul verbal de la ultima ședință. Dacă aveți completări, comentarii vis-a-vis de ședința trecută. Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Se abține cineva împotrivă? Nu. Deci, în unanimitate. Astăzi, la ședința de Consiliu, avem câteva puncte importante, și anume un proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli, un proiect de hotărâre privind actualizarea listei obiectivelor de investiții, un proiect de hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice, un proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri și punctul suplimentar care cuprinde un grafic. Graficul calendar, dar următoarele locuințe, anele care pot fi distribuite. Având în vedere că ședința pe comisii a fost făcută și avizele au fost completate în documentele respective, trecem la primul punct al ordinii de zi, și anume un proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al unității administrativ-teritoriale orașului Nicodova, inițiator economist Bacilior de privatul orașului. Îl rog pe domnul primar să facă câteva comentarii. Bună ziua. Acest punct. Bună ziua și bine ați venit la ședința ordinară pentru luna august. La primul punct suplimentăm bugetul la secțiunea de funcționare cu 506.000 de lei, respectiv o sumă pe care noi am primit-o de la Guvernul României pentru repararea unor străzi și a unor potețe și a drenului de la stația, drenului infiltrant de acolo de la camping, în total 506.000 de lei. Banii sunt cu destinație specială, respectiv o să îi folosim exclusiv pentru destinația pentru situații de urgență. Deja suntem pregătiți să acționăm. Vă rog să ne dați acordul ca să putem cheltui acești bani, să putem repara, practic, și bineînțeles, dacă nu sunt prevăzuți în buget, nu avem posibilitatea să antrenăm cheltuie. Mulțumesc, domnului primar. Comentarii la punctul respectiv? Da, dacă mulțumim guvernului, chiar dacă au apărut banii, și să și vede că se cheltuiesc în folosul comunității. Mulțumim. Cu plăcere. Mai sunt comentarii? Completări? Domnul Bucan își optește la urechi, dar nu... Atunci, avizul comisiilor? Favorabil? Favorabil. Mulțumesc. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Deci, în unanimitate, a trecut acest punct. Trecem la punctul 2 al ordinei de zi, și anume un proiect de hotărâre privind actualizarea listei obiectivelor de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul local pentru anul financiar 2020, oraș Slănic Moldova. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Domnul primar? Da, nu am scos niciun obiectiv dintre cele vechi, doar adăugăm un obiectiv în mijloc fix care se cheamă centrală de semnalizare de incendiu necesară în primăria Slănic Moldova, pentru ca fiecare birou, fiecare spațiu să aibă un senzor de fum, dacă Doamne ferește apare o problemă, să fie semnalizată, dar în același timp este și în sensul în care vrem să avem o autorizație de funcționare și securitate la incendiu a clădirii din primărie. Este și o obligație conform legii, dar este și o necesitate. 14.700 de lei este estimat costul acestei centrale cu tot cu senzor de fum și ce mai are, montaj, și mai sunt niște reglări între diferite obiective unde s-au economisit niște bani și se mută pe alte obiective. Sunt câteva rectificări. Doar atâta. Mulțumesc. Dacă aveți discuții,
puteți să le faceți, pentru că o astfel de investiție este absolut necesară, mai ales la instituții. Să nu fie nevoie. Sigur că da. Cât poate... Da. Centrala, nu știu cât costă, pachetul tot, centrală, senzor, montaj, toate celelalte, 14.700 de lei, vă spun imediat. Dar este... 14.700 de lei. 14.700 de lei. Bun. Înseamnă că până a trezit interes, sigur că da. Da. Mai are cineva ceva de completat? Nu. Avizul comisiilor? Favorabil. Favorabil. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? În unanimitate a trecut și acest punct. Trecem la punctul 3 și anume un proiect de hotărâre privind aprobarea de contări în rete cadrelor didactice care nu dispun de locuință pe raza orașului Sfânii Moldova și își desfășoară activitatea în cadrul unității școlare din oraș. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Este vorba de începutul anului, până când s-au întrerupt cursurile. Am primit recent de la școală necesar, vreo 4.700 de lei aproximativ. Vă rog să fiți de acord, pentru că așa cum am făcut în toată această perioadă de 4 ani și ceva, am susținut de la bugetul local naveta cadrelor didactice și vreau să continuăm acest mod, pentru că este un minim aport așa pentru ridicarea calității educației în Sfânii Moldova, că dacă un cadru didactic este mulțumit, altfel o să acționeze în educație. Mulțumesc, dacă aveți comentarii. Dacă nu, avizul comisiilor? Favorabil. Favorabil. Supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Deci, unanimitatea a trecut și acest punct. Trecem la punctul 4 și anume un proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, inițiator economist Vacinier de primarul orașului. Domnul primar o să ne explice în câteva cuvinte. Avem prelungirea a două contracte, este vorba de Rahău Constantin Ioan și Ilie Gabriel Mihai. Comisia a propus prelungirea, se încadrează în... De ce perioadă? Un an de zile, așa se prelungează. Și am propus prelungirea lor. Mulțumesc domnului primar, dacă aveți comentarii la punctul ăsta. De ce trebuie să aprobăm noi, dar domnul legiuitor îi dă voi să prelungească? Tot timpul am făcut asta. Pentru că tot Consiliul Local aprobă și repartizarea și închirierea. Dar scrie în lege? Da. Unde e lege, nu-i tocmeală. Dacă mai sunt comentarii, dacă nu, avizul comisiilor. Favorabil. Favorabil. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, unanimitate. Și trecem la ultimul punct, și anume un referat de aprobare numărul 9132 din 25-8-2020 la proiectul de hotărâre pentru aprobarea graficului calendar de lucru al Comisiei Sociale de Analiză a Solicitărilor privind repartizarea de locuințe construite prin Agenția Națională pentru Locuințe în vederea închirierii. Domnul primar. Da, aici am referatul, mulțumesc. Am propus să începem o nouă etapă de selecție a familiilor. După cum știți, avem 16 locuințe la scara B și 2 rămase la scara A, respectiv 18 locuințe disponibile. Și un apartament. No, sunt 9 și 9. 9. La concurs. A, și cel de la, da, 18 și cu unul de la vechi înseamnă 19 locuințe. Pentru aceasta, ca să câștigăm timp, am introdus astăzi pe ordinea de zi suplimentară și anunț pe cei care urmăresc materialul filmat și vă rog și pe dumneavoastră să îi anunțați pe potențialii beneficiari că până pe data de 4-10 se primesc cereri. Chiar dacă până nu au toate documentele, să facă cererea până pe data de 4-10
După care mai, o să mai aibă un termen de depus anumite documente. Este important să ocupăm aceste locuințe și în perspectiva în care o să vină iarna și e bine să fie ocupate la capacitate, pentru că altfel spațiile trebuie să încălzite, o să fie și anumite probleme de ordin tehnic dacă nu reușim să le ocupăm. Din cunoștințele noastre sunt multe persoane singure sau chiar căsătoriți cu copii care s-ar încadra și încurajăm să vină să facă cerere. Avem și finalizată amenajarea exterioară, căminul de orar prelungit va funcționa cu 3 grupe de grădiniță, 6 educatoare, o să aibă posibilitatea chiar acolo gard în gard să-și ducă copiii la grădiniță și sperăm noi în felul acesta să crească nivelul de calitate a vieții și bineînțeles al educației din localitatea noastră. Mulțumesc, domnule primar, dacă aveți comentarii, completări. Dacă nu, avizul comisiilor. Favorabil. Favorabil. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. În unanimitate a trecut și acest punct. Vă mulțumesc. Având în vedere... Aș mai avea ceva la dată. Aș întreba pe doamna secretară dacă cei care lipsesc sunt motivați. Nu, întreb dacă sunt motivat. Nu am anunțat. Nemotivat. Atât. Mulțumesc. Având în vedere că încă asfaltul nu s-a întărit cum trebuie, putem să mai stăm 3 ore la ședință. Da. Vă rog, atrageți atenția societăților care fac asfaltare, dar acum vreau și căminele. Dar lasă o gaură acolo pe mijloc. Toate căminele au am convenit cu dumnealor să lase un punct, că am vrut să le măsurăm, altfel el trece... Ridica, să nu le căutăm după. Da, nu, o să vedeți că din loc în loc unde sunt cămine, ei lasă un punct acolo neasfaltat și noi va fi ghidajul nostru în momentul în care vom ridica căminele. Da, am reușit în sfârșit să atragem o firmă la a treia licitație, a venit și mulțumim că vin constructori la Sărim Moldova, este greu să aduci da, și cantitățile sunt relativ mici. Reușim să asfaltăm în stațiune câteva punțe, dar și pe vale, podurile și celelalte puncte prevăzute acolo. Am dat prioritate la zonele unde traficul este intens și urmează acest proces de reparații, practic, nu sunt investiții. Ce trebuie să înțelegem? Acești bani sunt luați de la funcționare, de pe reparații și suntem pregătiți, cum am spus și în alte situații, cu proiecte pentru depunere, pentru reabilitare de străzi. Practic, la reabilitare vom avea în vedere și apa pluvială, și canalizare, și apă, și lumina public, și trotuare, și piste de biciclete, și alte nevoi ale internetului. Spre exemplu, este o nevoie a stațiunii în principal, dar și a localității. Eu vă mulțumesc și sper să reușim cât mai mult pentru localitatea noastră. Vă mulțumesc pentru participare, declar ședința închisă, poate vă grăbiți și noi vă reținem.